Evanghelia după Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, capitolul 20. Despre înviere. Unii din Saducei, care zic că nu este înviere, s-au apropiat și au întrebat pe Iisus: Învățătorule, iată ce ne-a scris Moise. Dacă moare fratele cuiva, având nevastă, dar fără să aibă copii, fratele lui să ia pe nevasta lui și să ridice urmași fratelui său. Au fost dar 7 frați. Cel din tâi s-a însurat și a murit fără copii. Pe nevasta lui a luat-o al doilea și a murit și el fără copii. A luat-o și al treilea și tot așa toți 7. Și au murit fără să lase copii. La urma tuturor a murit și femeia. Deci, la înviere, nevasta căruia dintre ei va fi femeia? Fiindcă toți 7 au avut-o de nevastă. Iisus le-a răspuns: Fiii veacului acestuia se însoară și se mărită. Dar cei ce vor fi găsiți vrednici să aibă parte de veacul viitor și de învierea dintre cei morți, nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, pentru că nici nu vor putea muri, căci vor fi ca îngerii și vor fi fiii lui Dumnezeu, fiind fii ai învierii. Dar că morții înviază a arătat însuși Moise, în locul unde este vorba despre rug, când numește pe Domnul Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Dar Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morți, ci al celor vii, căci pentru El toți sunt vii. Unii din cărturari au luat cuvântul și au zis: Învățătorule, bine ai zis. Și nu mai îndrăzneau să-i mai pună nicio întrebare.